Probabil nu de puține ori te-ai întrebat care sunt cele mai bune investiții pentru viitorul copilului tău. Potrivit unui studiu realizat timp de 20 de ani la Universitatea din Nevada, de către sociologul Mariah Evans, fie bogați sau săraci, analfabeți sau absolvenți de facultate, părinții care au cărți în casă cresc considerabil nivelul de educație al copiilor lor. Bun venit pe canalul meu, Micul Școlar! Mă numesc Olesia Talmazan, sunt învățătoare și mamă a doi copii. O bibliotecă deținută acasă influențează mult traiectoria vieții omului. Iată de ce îți voi prezenta 5 motive grozave de a face o bibliotecă pentru copilul tău. În primul rând, existența propriei biblioteci influențează direct educarea și obișnuirea copilului cu activitatea care o să-i fie necesară toată viața, cititul. Pentru dezvoltarea copilului, propria bibliotecă este la fel de importantă ca și jucăriile. Jucăriile satisfac nevoia de joacă, cărțile satisfac nevoia de cunoaștere, de a înțelege realitatea oamenilor, animalelor și a lumii înconjurătoare. Biblioteca facilitează mult procesul de dezvoltare și socializare al copilului. Deținerea unei biblioteci îi face pe copii mai independenți față de procesul de lectură. Fie că aceasta conține 50 de cărți sau 500, biblioteca de acasă este un bun stimulant pentru copil să citească. Copilul are cărțile la îndemână, le vede coperțile, are libertatea de a alege să citească ce dorește. Poate reveni la o carte ori de câte ori vrea. Asta îl face mai independent față de procesul de citire. Este important ca aceste rafturi cu cărți să fie accesibile copilului și să conțină diverse cărți pentru vârsta lui. Biblioteca ne oferă oportunitatea de a petrece timp prețios cu copiii noștri. Fie că citim o poveste înainte de culcare, fie că ne cuibărim unul în patul altuia și facem un club de lectură, unde fiecare își citește cartea aleasă din bibliotecă, sau mergem la librărie împreună pentru a cumpăra cărți, toate aceste acțiuni ne unesc. Biblioteca ne dă oportunitatea să ne creăm momente unice. Fiecare dintre noi, atunci când mergem în călătorii, are tendința să cumpere un obiect care să-i amintească de acel loc. Familia mea are frumosul obicei să cumpere cărți când mergem în călătorii. Pe una din paginile cărții cumpărate, notăm denumirea localității vizitate și anul. O bună parte din cărțile bibliotecii noastre au povestea lor unică. În felul acesta am colecționat amintiri durabile, iar copiii citesc aceste cărți cu mare entuziasm. O bibliotecă dotată cu diverse cărți, cu povești, cu poezii, decolorat, cu autocolante, enciclopedii, cu diverse activități, vor ține copiii mai departe de gadgeturi. Cărțile sunt un mod avantajos de a scăpa de plictiseală și de a descoperi noi pasiuni. Cu cât diversitatea cărților este mai mare, cu atât și beneficiile vor fi mai mari. Cărțile trebuie să fie mereu în vizorul și la îndemâna copiilor încă de când sunt mici. Creează acasă o mini-bibliotecă pentru copilul tău. Amenajați colțișorul împreună. Puneți cărțile pe categorii și trăiți bucuria succesului împreună. Și ține minte, copiii care citesc astăzi, în viitor îi vor conduce pe cei care privesc televizorul. Dacă aceste sfaturi ți-au fost utile, pune un like și abonează-te la canalul meu de YouTube. Distribuie acest material pentru ca el să ajungă la cât mai mulți părinți. Iar eu, în scurt timp, voi reveni cu un alt episod. La revedere!